În curtea unui bloc din microraionul Flămânda din orașul Basarabeasca a avut loc inaugurarea oficială a unui teren de joacă. La ceremonie au asistat copiii de aici, părinții și bunicii lor, precum și oaspeții de onoare. Suntem obligați să facem tot posibilul pentru ca acești micuți să vină aici cu părinții și să se joace. Acest teren amenajează și înfrumusețează orașul nostru. Micuții au sărbătorit evenimentul cu un potpuriu de melodii îndrăgite. Chiar dacă afară ploua, ei au intrat pe teren și savurau din plin posibilitățile noilor scrânciobe și leagăne. Ce-ți place cel mai mult aici? Îmi place caruselul, scrânciobele, îmi place totul. Scrânciobul, de ce? Pentru că ne leagănă și e vesel. Îmi place vârtelnița și scrânciobele, îmi plac mult. Vei veni aici. Voi veni în fiecare zi. Da, voi veni aici să mă joc cu prietenii. Da, voi veni cu prietenii să mă veselesc. De apariția noului teren de joacă pentru copii s-au bucurat și părinții lor. Terenul de joacă este foarte necesar. Ar fi bine ca în orașul nostru să fie și mai multe, pentru ca micuții noștri să aibă unde să se joace. Îmi place foarte mult, în primul rând, pentru că sunt mai multe feluri de scrânciobe, iar copiii pot să-și aleagă după placul lor și să se joace. Este minunat că sunt scaune, unde pot să se odihnească copiii, iar maturii să aibă posibilitatea să-i supravegheze. Aici pot să se relaxeze atât copiii cât și cei mai în vârstă. E minunat că împrejur sunt copaci și că este pus pietriș, ca să nu fie noroi. În cadrul evenimentului, fiecare copil a primit în dar câte o înghețată din partea organizatorilor.